Nadal a scos trofeul la plimbare prin Melbourne. Chiar dacă i-a depășit pe Federer și Djokovic, nu crede că este cel mai mare jucător din istorie. Regele Nadal, împăratul tenisului, omul care a scris istorie, cel mai bun din lume, au fost titlurile presei după ce Nadal a pus mâna pe al 21-lea Grand Slam. Djokovic și Federer au 20. Francezii de la L'Équipe l-au numit extraterestru, dar Nadal se consideră un pământean și nu s-ar supăra dacă ar fi depășit de Djokovic sau Federer. Nadal s-a pozat cu trofeul în Melbourne, dar îl va pune la loc de cinste, în muzeul de lângă Palma de Mallorca, unde deține și Academia de Tenis. Dacă acum 6 luni Nadal se gândea la retragere, acum spaniolul le-a promis australienilor că se întoarce și la anul să-și apere titlul.